Și experiența mea de mamă vine așa să confirme că jocul e cea mai fenomenală ocazie de învățare pentru copii. Așa că mă bucur să îi spun bună dimineața Adrianei Mitu. Bună dimineața! Bună dimineața! Se știe că a intrat prima dată în studioul nostru Ferrari, așa îi spunem. Avem o întreagă, nici nu știu cum să spun, e ca o navă extraterestră nou-nouță. Trebuie să vii în vizită să vezi. De-abia aștept. Bine, te așteptăm. Până atunci, ziceam că vorbim despre jocuri. Da. Și săptămâna aceasta am pregătit ceva pentru grupuri, jocuri active pentru de folosit cu grupurile de copii sau în familie. Puteți să folosiți jocurile acestea acasă, cu toți membrii familiei, la grădiniță, la școală, la o petrecere, nu contează unde, succesul este garantat. Perfect. Îmi place foarte mult să le joc cu copiii și prind de fiecare dată. Ca de obicei, scuză-mă, spune tu. Vreau să spun că jocurile îl ajută pe copil să fie mult mai activ pe inteligența kinestezică și pe inteligența interpersonală, să și le dezvolte. Copilul se conectează mult mai bine cu ceilalți și în același timp ajută la îmbunătățirea coeziunii grupului, dacă este un grup deja format, de exemplu, cum este dar la grădiniță sau în familie. Și pentru astăzi am pregătit 3 joculețe. Nu o să vă pun să le jucați, pentru că nu prea aveți cum. Dar mi-ar plăcea să vă văd jucându-le. Dacă vii și tu. Dacă vin și eu, dar o să vin la voi. Eu. Ok. Grădinarul și pomii se numește primul joc. Este foarte simplu. Copiii se așează de o parte și de alta, formând o cărare la mijloc. Fiecare dintre ei va fi, pe rând, grădinarul. Grădinarul trebuie să traverseze grădina fără a fi atins de pomi. Copiii care sunt pomi își vor mișca ușor mâinile, simulând că bate vântul. Mai apoi vine furtuna, iar pomii își mișcă crengile mult mai puternic, dar grădinarul are nevoie la fel, să nu fie atins de pomi. Este un joc amuzant pe care îl puteți folosi și acasă, dar și în grupurile de la grădiniță sau școală. Îți dai seama că noi acum asta facem, nu? Și eu și Marius. Ne știm din mâini, dar nu trece nimeni. Așa. Al doilea joc recunosc că e preferatul meu, să știi. Da, și mie îmi place foarte tare. N-am avut ocazia să joc pentru mine până acum, dar mi-ar plăcea. Se numește Fabrica de gumă de mestecat. Povestea este așa, la o fabrică de gumă de mestecat a avut loc o explozie. Copiii vor fi grupați în câte 2 sau câte 3 și pe rând unul dintre ei va fi lipit de podea cu gumă de mestecat, iar ceilalți vor încerca să-l desprindă. Normal că este greu, pentru că guma este lipicioasă și îl trag foarte, foarte greu de acolo de jos. Guma asta e metaforică, nu? Simbolică. Da, noi imaginăm, ok. Bineînțeles. Așa. Iar al treilea joc se numește Turnul. În orice cameră ne aflăm, vom invita copiii să construiască împreună un turn din obiectele găsite prin cameră. Fiecare va aduce obiecte pe care le va pune în construcția turnului, iar acesta trebuie să fie cât mai rezistent. Pentru că la final toți vor face o furtună și vor sufla în turn. Să vedem dacă se prăbușește. Dacă nu se prăbușește, înseamnă că au reușit să construiască un turn puternic și pot face dansul victoriei în jurul turnului. Acum depinde în ce cameră vă aflați. Că dacă sunteți într-o cameră cu obiecte prețioase, turnul acesta nu va fi tocmai cea mai bună idee să jucați jocul. Atunci ne jucăm altceva. Fabrica de gumă de mestecat. Exact. Așa. Adriana, mulțumesc frumos pentru ideile tale. Te așteptăm și săptămâna viitoare. Să ai o zi faină în continuare. Mulțumesc, la fel și vouă, săptămâna.